there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Băi, ți-a dat drumul la vlog, ți-a dat drumul la cameră. Deci o să vă zic imediat ceva foarte mișto. Să facem cunoștință cu băieții care ne urmăresc și impresiile lor, cum ne percepe în realitate față de video, cum pari pe cameră și cum pari în realitate. El a venit la mine și a zis, mă bucur să te cunosc și cum arăți în realitate față de cameră. Mult mai pe cameră. Băgai așa cam de înălțimea mea și când o zi mă scrie. De înălțimea ta fără pe cameră. Am înțeles, deci pe cameră sunt de înălțimea lui, în realitate sunt puțin mai înalt. Cât ai? 90. Cam 1,90. De pe Instagram. Și de la televizor îți dai seama, de la ferma. Da? Ok, da. Nu, întreb că unii, pur și simplu, unii îmi scriu că mă știu de la Marius de pe YouTube, alții că mă știu de la fermă, alții de la Ninja Uri, de exemplu, știu pe Marius de la Alex Velea. Da? Pentru că, mă rog, fiind cântăreț, așa, e mai popular, corect. După aia pe Marius s-a apucat de vlog? Chestia asta de vlog, da, eu oricum mă urmăream, mi se pare că cu două înainte să facă vlogul, a făcut vlogul, a apărut și, mă rog, tu ai apărut da, cam mai acum, târziu, acum de curând, da. A apărut Andy, a apărut, mă rog, mai mult, se mir, tot așa. Eu de exemplu fac vlog, dar cu 2 ani de zile, în 2017, dacă uitați pe canalul meu, nu, acum am apucat video, dar cu 2 ani de zile, dar n-am avut suficientă energie încât să țin ritmul, știi? Uh-huh, a făcut acum 2 ani pregătire, nu știu ce. Lumea era slow atunci, când dădeam drumul la cameră în sală, da. Se uita lumea la mine, ești nebun, da. ce face maniacul ăsta, da. Acum a devenit o normalitate și da. Mi-e mult mai ușor să fac chestia da, asta. Da, normal. Și zice lumea, mamă, te-ai apucat de vlog.
Da, cu 4 ani m-am apucat, dar e ok, știi, e bine, nu contează, mai bine mai târziu decât niciodată, despre asta e vorba, știi? Da. Și care e feedback-ul vostru despre evenimentul ăsta? Deci, voi ne știți de pe YouTube, cum e real life? Păi, asta e chestia, că mie mi se pare super genial că pentru fani, așa, fanii voștri și fanii culturismului și sportului așa, în general. Da, da, fitness-ului și așa, e super tare chestia asta, să veniți, să ajutați, să faceți antrenamente, să vadă cum se... face treaba și tot așa, adică plus pe cei care o văd pe internet, o văd acum live. Da, 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 sunt din Craiova, știu exact. Mie toată lumea, nu că m-ar flata sau că mă interesează pe mine să arăt mai mare ca pe internet sau astea, dar toată lumea zice, bă, dar la televizor erai mai mic. Pe internet ești mai mic, poți ești mai mic. Oricum tu ești super înalt, așa ești. În general, oamenii, din contră, par mai bine mozile. Și când îi vezi serial, zice, a, nu e chiar așa tare, mă, știi? Dar mine e exact timp, toată lumea zice, bă, dar ce mare ești în realitate. Probabil înălțimea, știi, raportul, pe cameră nu se vede, știi? Atunci când în real life, mamă, ce mare ești. Sincer să fiu, nici nu mă interesează să fiu mare, că nu-mi doresc să fiu mare, dar era așa o idee pentru cei care ne văd doar online să conștientizeze un pic despre ce e vorba, știi că da, da. Eu când vin să vorbesc sau băieții când vin să vorbească, vin să vorbească cu 10-15 ani de experiență în spate, adică chiar dacă nu suntem noi doctori, chiar dacă nu suntem experți, noi vă dăm din experiența noastră, da, știi? Da, da. Și acum nu zice nimeni că trebuie să faceți ca noi, da, da, da. Sau că e bine ca noi. Experimentăm și dar noi. E bine să ai pe cineva care a fost înaintea ta pe drumul ăla și știi cum e. Cel mai deștept învață din greșelile altuia și cel mai fraier învață din greșelile lui, dar e bine să înveți, măcar să înveți din greșeli, știi? Acum eu aș fi bucuros să nu ajungă alții să facă greșelile pe care le-am făcut și să învețe dinainte. Dar cei mai mulți oameni preferă să se lovească ei de... Da. De să probleme înainte, da. Voi ce vârstă aveți? 19 ani. 19 ani. Mă, ce tare. Ce tare. Eu m-am apucat la 14 ani de sală. La 19-20 începea să se vadă că am sală. Că fac sală, da, știi? Da, da, da. Câți ani crezi că am eu? 23. 26. 26, 23? 27. Lucky number! Nu se crede, unde e? 32. 32, Lucky number! 32, ești cel mai aproape, da, de da, la chinam, da, 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 32 e, de fapt, vârsta reală. Da, vârsta reală. Asta e, sportul te întinerește, te ține fresh, dacă îl faci cum trebuie. Da. Atenți, sunt și băieți de 20 care arată de 30-40. Dar intrăm în alte detalii, da, nu contează. Așa că rămâneți natural, rămâneți cum v-a lăsat Dumnezeu. E cea mai bună balanță hormonală, cea care v-a lăsat-o de sus. Voi puteți doar să îmbunătățiți cu alimentație, respirație, odihnă, meditație. Aveți mare, aveți mare grijă că e foarte important și aspectul ăsta, respirație, meditație. Lumea nu pune deloc accent pe chestia asta. Dacă tu ești super stresat, obosit, frustrat, nu știu cum, degeaba vrei tu să fii top aici. Campion ești când ești echilibrat cât de cât pe majoritatea planurilor, știi? E foarte greu să te duci pe un plan foarte înalt și să rămâi jos pe alte planuri. Așa că nu o să vezi niciodată unul care e campion sau care e foarte bine la orice sport. Nu o să vezi că e slab psihic. Nu există campion slab psihic. Trebuie să fie puternic în primul rând psihicul, mentalul, spiritul și apoi corpul și toate chestiile astea. Hai să ne întrebăm că ne se duce comparația. Ziceți dacă găsiți, dacă vă găsește lumea pe Instagram, pe YouTube, poate vă place cineva și vrea să vă vadă, nu știu. Da, eu sunt Popescu Radu pe Instagram. Popescu Radu. GeoInsta03. Ia uzi. Și Mihail Mun.
urban blacksmith, blackest than Mozart. Ascended a ghost, y'all. Crown me in majesty, oh Lord. Majesty, oh Lord. Oh Lord. Instant classic, this classical road art. Urban blacks been blackest in Mozart. North King must be colder. Exhale, now I look like a smoker. They hail me as king, but when hell freezes over, well, I reign supreme and that's hell on your shoulder. Raindrop feel like a boulder. Drown in a pool of your cold blood. Suffocate dumb kings, nothing in lungs. Hold your breath, I'm the heir to the kingdom. All the stars and galaxies address me as your majesty. So better say your majesty, I might react erratically. Throw you in the fire, purifier, I'm the sire. My empire's on the rise, or better find yourself a place to hide. Your grace is fine, but say it twice, my name divine, I'm aiming high. Don't look in my face or eyes, take a bow and save your life. Glory to the emperor, my temperature is rising. Oh, it's hot, it's getting violent, I need silence, I need silence.